Uitat. Gheorgana e nicio temă. E pe măsuță ți-am lăsat tot. Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 12 mai. Foarte frig afară, albinele nu zboară. Așa că am încălzit camera ca să pun și eu niște foi pe rame. Și am zis că o recapitulare nastrica, adică pe anul trecut, fiindcă am mai prezentat acest lucru, diferența este că am încălzit bine, bine camera, am 30 de grade în cameră, poate un pic mai mult, e foarte cald, când lucrez cu ceara, e bine să ai căldură în casă, din diferite motive. Am un transformator aici, reglabil. Nu știu dacă modelul se mai găsește, se numește Tektron. Eu îl setez așa la nu foarte mic, a doua treaptă, sârmă de 0,5, îmi place să fie sârma mai groasă. Am lucrat și cu sârmă mai subțire, foițele nu sunt de la o anumită marcă. Le-am luat de la, în schimbul cerii, am luat la schimb, așa că nu sunt nici cele mai bune, nici cele mai proaste. Trebuie să tai un pic din ele, fiindcă sunt prea lungi și prefer să tai un pic din ele. După ce tai, apăs aici în capete, ușor, nu foarte mult timp, folosesc acu, prind acu în clește, aici nu se vede ce fac eu, dar introduc prima dată aici, cum ar veni, în partea asta, introduc acu pe sub sârma. În partea cealaltă nu trebuie nimic, este doar firul dezizolat și ating ușor, supraveghind de sus cum intră sârma în ceară și dacă intră pe toată suprafața. Când am văzut că e în regulă, introduc mai departe și introduc acul la următorul, după aia la următorul, deci acul introduc sub sârmă. Pare destul de simplu. Trebuie avut grijă aici când pui contactul, ca să faci contactul pe o singură sârmă. E mai ușor de controlat și mi se pare și mai rapid. Trec la următoarea. Așa, e gata, mergem mai departe. E o muncă de finețe, după ce faci mai multe rame, după aceea te obișnuiești. Te obișnuiești, după care e mai ușor. Gata, asta e tot. Așa arată foaia după ce e aplicată pe fundație. Destul de ușor, să zic. Mi se pare o muncă destul de fină. E mai mult delicat, să zic, altfel. Sunt și zile din astea mai reci, în care până te uiți la televizor sau la un film, mai faci câte ceva. Așa mai ușor, o muncă mai ușoară.
Chiar îmi place să lucrez cu ceara, așa. Îmi place mirosul cerii. Plus că e și util, nu? Avem nevoie de foiță, mai ales că o parte din colonii au cam intrat în friguri și acum după zilele astea reci. În cazul meu, aici, centrul țării rece și înnorat, nu știu prin alte zone cum e, sigur o să intre și mai multe colonii în friguri. M-am mai uitat ieri la vreo 2 și aveau ouă în celulele, cupulele formate. Dacă sunt ouă, voi umbla marți la albinuțe și până atunci termin frumos aceste rame, le terminați mâine, mai fac și altceva. Fiind tot o zi din asta urâtă. Deci cam asta este munca pe ziua de azi. Nu e mare lucru, dar are legătură cu albinele. Apăs un pic aici. Să adere la sârmă un pic, cum ar veni, nu foarte tare. Iată că am greșit poziția și o întorc. Dacă am greșit, am greșit, o întorc chiar. Așa. Ating succesiv, nu pun contactul în continuu pe sârmă. Dacă l-aș pune contactul direct, s-ar cam pătrunde prea tare. Ar trece prin foiță și ar fi o foaie stricată. Mai ales că nu-i neglijat prețul deloc. A ajuns 5 lei o foaie dacă o cumperi. Nu ai tot timpul cantitatea necesară de ceară pentru a-ți face rost de toate foițele, mai și cumperi. Așa. Cam asta e toată treaba azi. Foarte ușor. În trecut se lucra cu role, cu... Eu de când am albinele, am și acest transformator, deci are 10 ani în cap. Acest transformator și duce, nu știu, până acum câte rame am făcut. Cei 10 ani, nu foarte multe, dar au fost câteva. Bun, cam atâta. Iată, asta fac azi. Mai am vreo câteva. Într-o oră maxim e gata. Până data viitoare, numai bine!